este în continuare cu tremul la vârful puterii, pentru că PSD-ul spune că vrea să rediscute acel acord al coaliției, pe când PNL-ul nu vrea acest lucru. Sorin Grindeanu a avut chiar o declarație, hai să-l ascultăm. Eu nu pot să decid în locul colegilor de la PNL cine o să vină la transportul din mai sau dacă în mai protocolul nu va fi îmbunătățit și nu va mai pleca la PNL acest minister. N-am de unde să știu. Scenarii pe care acum le-am speculat. Eu v-am spus că în acest moment singurul lucru care stă în picioare este acel protocol semnat în noiembrie 2021. Că se va considera că poate fi îmbunătățit, schimbat de către toate părțile semnatare, acest lucru sunt convins că va fi transmis public. Da, Grindeanu este cel care vorbește despre acest lucru pentru că, din punctul meu de vedere, are cel mai mult de pierdut. Nu-i așa, Marius Gârlașiu? Știu că te-ai uitat la modul în care ar putea să aibă loc rocada. Într-adevăr, Nils, Sorin Grindeanu ar fi omul cel mai dezavantajat dacă s-ar produce rocada în luna mai, așa cum este ea agreată în protocolul de coaliție semnat în noiembrie 2021, pentru că în luna mai Sorin Grindeanu evident ar trebui să cedeze și funcția de vicepremier și funcția de ministru al transporturilor. Deci nu degeaba este el să ceară astăzi renegocierea acestui acord de coaliție. Spune că ar putea fi modificat, ar putea fi îmbunătățit pentru bunul mers al guvernului, ar putea fi schimbat. Cum să fie schimbat dacă nu pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale? Pentru că acel acord de coaliție pe care cele trei partide plus minoritățile l-au semnat în noiembrie 2021, atunci când s-a format actuala coaliție de guvernare, prevede foarte clar că în momentul în care Nicolae Ciucă va ceda puterea, iar Marcel Ciolacu va deveni premier, socialdemocrații ar trebui să le cedeze liberalilor cele două ministere, finanțele și Ministerul Transporturilor. Ori tocmai asta își doresc să evite liderii Partidului Social Democrat și nu e primul semnal pe care îl dă PSD. Ne amintim că încă din toamna anului trecut Marcel Ciolacu sugera că ar fi mai bine ca schimbul de ministere să nu se întâmple în luna mai, altfel spus ca PSD să păstreze finanțele, să păstreze Ministerul Transporturilor și să nu mai preia Justiția și Ministerul Proiectelor Europene de la Partidul Național Liberal. Acum însă lucrurile sunt mult, mult mai complicate decât atât, pentru că înțelegem din sursele noastre că premierul Nicolae Ciucă ar fi transmis un mesaj cât se poate de clar și de limpede în discuțiile informale din coaliția de guvernare, iar mesajul în esență sună cam așa: Nicolae Ciucă nu este de acord cu niciun fel de discuție sau renegociere a acordului de coaliție, nu este de acord cu reîmpărțirea portofoliilor în guvern și spune că totul ar trebui să rămână în termenii agreați în noiembrie 2021, adică să nu se schimbe absolut nimic la acel acord de coaliție, ci pur și simplu să se producă rocada, el să cedeze funcția de premier, să demisioneze, iar un lider ales de Partidul Social Democrat, evident Marcel Ciolacu cel mai probabil, să fie instalat în fruntea unui nou guvern de coaliție. Însă cel mai probabil va conta decisiv poziția președintelui Klaus Iohannis, pentru că trebuie să ne amintim, Nils, ce spunea șeful statului anul trecut, că el a încurajat formarea actualei de coaliții de guvernare, el a binecuvântat această coaliție și cel mai probabil rocada se va produce așa cum își dorește președintele Klaus Iohannis, pentru că el este cheia de boltă a actualei alianțe care formează puterea în România. Da, mulțumesc foarte mult, Ovidiu Zare. Presupun că dacă este așa cum vrea președintele, atunci va fi așa cum vrea PNL-ul. Se alege praf. De ce vă spun asta? Pentru că am văzut o declarație care pe mine nu m-a frapat. Nu sunt un analist politic, însă ca jurnalist consider că am un pic de fler. L-am văzut pe domnul Vâlceanu, dacă vi-l amintiți, băiatul lui tata din Valea Jiulei, care a lansat un atac extrem de acid la adresa domnului Ciucă și la adresa domnului Bode. Sunt doi plagiatori care ar trebui să plece din fruntea guvernului. Eu cred că domnul Vâlceanu n-a făcut-o de capul dumnealui, eu cred că a avut girul cuiva, mai de sus, din vreun deal de undeva. Și eu sunt foarte sceptic în ceea ce privește schimbarea în liniște a funcțiilor de către cele două partide. Eu cred că, pe principiu, eu te-am făcut, eu te omor, domnul Klaus Iohannis nu o să lase să ajungă PSD la guvernare. Și cred că vom asista la o criză guvernamentală majoră,
În tot acest timp, dacă îmi permiteți, pentru că tocmai vorbesc de... Nu mai am timp, îmi pare foarte rău. Păi vorbesc de privatizarea Rom Silva. Am înțeles. Sper să nu se întâmple. Breaking news.